Fumătorii vor plăti mai mult pentru un pachet de țigări începând cu luna aprilie. Ministerul Finanțelor a majorat nivelul accizei specifice. Ordinul Ministerului Finanțelor 265/2024, publicat în Monitorul Oficial, stabilește că în perioada 1 aprilie 2024, 31 martie 2025, acciza specifică la țigarete va fi în creștere față de perioada actuală. Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează: 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum pentru perioada 1 aprilie-31 martie 2024 inclusiv, 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum pentru perioada 1 aprilie-31 martie 2025 inclusiv, 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum începând cu 1 aprilie 2025. Anul acesta, prețul țigaretelor a mai suferit o modificare în luna ianuarie, când a crescut cu 1 leu. În prezent, un pachet de Vogue costă 27,5 lei, Pall Mall 25,5 lei, Chesterfield 22 de lei. Această majorare este influențată de creșterea accizelor, care a determinat producătorii să ajusteze prețurile în perspectivă, astfel că de la 1 aprilie țigările se vor scumpi, însă cel mai probabil acest lucru nu va fi resimțit prea tare de către fumători, deoarece creșterea nu va fi foarte mare, relatează România TV.ro.